Gorjenii care vor să voteze duminică, dar trebuie să își schimbe actul de identitate, o pot face chiar și în ziua votului. Programul de lucru cu publicul va fi de la ora 7 până la ora 21. Programul a fost adaptat pentru această perioadă, premergătoare alegerilor parlamentare, pentru a le oferi câtor mai mulți oameni posibilitatea de a intra în legalitate. Da, ca de fiecare dată în preajma evenimentelor electorale, Direcția de Evidență a Persoanelor adaptează programul de lucru cu publicul, astfel încât să dăm posibilitatea și acelor cetățeni care pe ultima 100 de metri constată că au actele de identitate expirate să se pună în legalitate pe această linie. Am lucrat și lucrăm în continuare, să spunem, la foc automat, încercând să soluționăm toate cererile depuse, astfel încât cel târziu duminică, în jurul prânzului, către după amiază, toate cererile să fie soluționate, fie cu carte de identitate definitivă, fie cu o carte de identitate provizorie, în cazul în care solicitantul nu întrunește condițiile necesare. În ultimele zile au venit sute de solicitări. Noi, ca de fiecare dată, suntem pregătiți. Avem experiența anilor anteriori și scrutinele anterioare și vom face față cu siguranță tuturor solicitărilor cetățenilor din această perioadă. Aveți multe solicitări? Da, am constatat că în perioada aceasta afluența oamenilor la ghișeu a crescut un pic. Vă pot spune că undeva, dacă într-o zi normală avem 70-80 de cereri, în această perioadă am crescut numărul la aproximativ 100 de solicitări zilnic. Angajații de la evidența populației vor lucra în două schimburi.